Transnistria este un stat separatist de mărimea unui județ al României, 4160 de kilometri pătrați, situat în realitate pe teritoriul Republicii Moldova, în principal între râul Nistru și Ucraina. În această regiune trăiesc 500.000 de oameni, majoritatea vorbitori de limbă rusă. Transnistria și-a autoproclamat independența față de Republica Moldova după războiul din 1992, în care a beneficiat de ajutorul Rusiei împotriva trupelor moldovenești. Rușii au intervenit în sprijinul Transnistriei, dar nu au recunoscut-o niciodată ca stat independent. Câteva mii de militari ruși au rămas aici după încheierea conflictului și până astăzi, iar statul are o vădită orientare pro-rusă. Transnistria este privită la nivel internațional și de guvernul Republicii Moldova ca o regiune autonomă a Moldovei, denumită Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stânga Nistrului, dar în fapt și-a declarat independența sub numele de Republica Moldovenească Nistreană. Capitala este la Tiraspol. Bună dimineața din nou din Chișinău! Astăzi o să fac o chestie foarte nebună. Asta apropo de cei care spuneau că am trecut la turism familial și nu mai mergem în destinații dubioase. O să încerc să trec în Transnistria. Într-adevăr, până în urmă cu câteva luni au fost mulți vloggeri, n-a fost nicio problemă. Ei, de când cu războiul din Ucraina, situația s-a acutizat acolo. În urmă cu o lună și ceva au fost arestați doi ziariști de la Digi24. Mai mult decât atât, în urmă cu doar două săptămâni, Damian și Simina de la Fabrica de Amintiri nu au fost lăsați să intre în Transnistria cu mașina personală, pentru că li s-a spus că merg să filmeze lucruri interzise. Am decis să mergem în Transnistria spre Tiraspol. Știam că situația de acolo e puțin agitată zilele astea. Aici suntem în graniță, la vamă. Iar aici sunt eu încercând să ascund camerele. Atunci când vezi oameni înarmați, parcă îți mai pierde din curaj. Ajunși la barieră, suntem rugați, într-o rusă perfectă, să tragem pe dreapta. Nimic neobișnuit, mai ales că la ghereta din față trebuia să ne cumpărăm și vinieta. Damian coboară din mașină la insistențele vameșului pentru a verifica ce avem în portbagaj. În timpul acesta, eu încerc să surprind câteva cadre pe ascuns cu telefonul, dar și cu GoPro-ul. În timp ce Damian le făcea inventarul, observ că începe să se apropie și alți vameși de mașină. Nu vorbeau decât rusă și maxim 5 cuvinte în engleză. De română nici nu se pune problema. Au controlat fiecare centimetru, au scotocit în absolut fiecare colț ar fiecărui rucsac, geamantan sau plasă. Ne-au cerut și portofele și au verificat fiecare buzunărel. Apoi au verificat și interiorul mașinii. Au fost cel puțin 30 de minute în care repetau în continuu dacă avem camere, care dintre noi este jurnalist și care este medic. Din nou și din nou același interogatoriu. Noi nu avem aceste ocupații, iar social media nu se încadrează câtuși de puțin la aceste categorii. Nu știam ce avea să se întâmple și nu înțelegeam de unde până unde fixația asta pentru jurnalist și medic. La un moment dat au plecat toți de lângă mașină și am rămas acolo, așteptând fără să știm ce urmează să se întâmple. A fost probabil unul dintre cele mai scary momente ever. Într-un final ni s-a spus că au sunat la Tiraspol și că li s-a transmis să nu ne lase să intrăm. Tiraspol, niet. Așa au pățit Damian și Simina la vamă și de aceea mi-am propus să încerc să merg singur, fără familie, fără mașină. O să merg cu un microbuz de aici din Chișinău, cu un microbuz local, cu un autobuz. Cu moldoveni, cu localnici, am înțeles că ar fi mai ușor de trecut. Nu voi lua cu mine nicio cameră, absolut nimic, nici o chestie care să amintească de faptul că am lucrat în presă sau că avem un canal de YouTube. O să merg efectiv doar cu un telefon, de aceea calitatea filmării va lăsa de dorit. Voi merge doar cu telefonul, nici măcar selfie stick nu-mi iau. Îmi iau 50 de euro în lei moldovenești, pașaportul și o baterie externă și cam atât, nimic altceva. Sunt multe microbuze care fac naveta între Moldova și Transnistria. Biletul costă doar 3 euro. Într-o oră suntem deja în vamă, unde suntem dați jos și controlați. În timp ce mă pregăteam să completez în rusă fișa de înregistrare, așa numita migrația, constat că lucrurile se modernizează peste tot și vameșul o poate printa el din calculator. În urma unui scurt dialog în care am fost întrebat ce fac și cât vreau să stau în țara lor, la care eu mi-am spus textul că sunt turist și stau doar câteva ore, mi s-a eliberat migrația. Am voie să stau maxim 12 ore. Sunt în Transnistria. O
Orașul Tighina, rebotezat actualmente Bender, aparține tot de Republica Separatistă, deși se află la vest de Nistru. Aici se găsește o cetate foarte frumoasă, dar azi nu am timp de ea. La intrarea în Tiraspol impresionează uriașul complex sportiv Sheriff, unde joacă celebra echipă de fotbal. O să vă povestesc ceva mai târziu de brandul Sheriff. Microbuzul mă lasă în Piața Verde, unde filmez puțin cu telefonul băgat în buzunarul de la piept ca o cameră ascunsă. Mă uit atent împrejur după miliție, dar nimeni nu are treaba. Țărănci își vând produsele, precupețe, automate de cafea, într-un cuvânt, o banală și multicoloră piață. Schimb niște bani. Rubla transnistriană nu e recunoscută niciunde în lume. Nu pot schimba aici lei românești și nici cardurile noastre bancare nu ar funcționa aici. Se pot schimba doar lei moldovenești, ruble, euro sau dolari. Inedit e faptul că pe bancnota de 100 de ruble apare portretul lui Dimitrie Cantemir. Microbuzul m-a lăsat în Piața Centrală, în Piața Verde. De fapt, am zis eu să mă las, nu știu unde o să fie autogara pentru a lua microbuzul înapoi, dar mă descurc eu. Foarte tare pe aici, foarte ieftine lucrurile în piață. Am schimbat bani, paritatea este 1 la 1 cu leul moldovenesc. Lei nu puteți schimba, lei românești, doar lei moldovenești sau valută. Ca un brav turist, mă îndrept spre zona turistică de lângă Nistru. În Piața Suvorov surprinde un lucru bizar. O colecție de steaguri ale mai multor țări nerecunoscute. Abhazia, Osetia de Sud și Nagorno-Karabakh. Totul sub fluturarea protectoare a drapelului Federației Ruse, arborat obsesiv la fiecare colț de stradă. Aici este locul în care anual, cu ocazia Zilei Naționale, au loc fastoase parade militare ce amintesc de 23 augusturile noastre de pe vremuri. Totul aici te face să te simți ca în Rusia. De fapt, în septembrie 2006, autoritățile transnistrene au organizat un referendum privind soarta viitoare a țării, care a arătat că o majoritate largă sprijină independența față de Moldova și aderarea la Federația Rusă. Rezultatele acestui referendum nu au fost însă recunoscute de comunitatea internațională. În urma războiului ruso-turc din anii 1787-1792, Țarina Ecaterina a II-a a Rusiei a fost cea care a comandat construirea unui nou oraș aici, iar generalul Alexandr Suvorov, care este eroul orașului, este cel responsabil cu planificarea și ridicarea acestui oraș. Suvorov, de altfel, a fost unul dintre cei mai mari generali pe care i-a avut Imperiul Țarist și de el se leagă foarte, foarte multe povești glorioase de război. Thank you.
Deși evident teritoriul de lângă Dnipru era locuit încă din antichitate, Ecaterina a II-a, țarina Rusiei, a fost cea care a hotărât că aici trebuie să fie ridicată o așezare mai importantă, așezare care în timp a ajuns orașul Tiraspol, care astăzi numără aproape 150.000 de locuitori. Franz Pavlovici de Volant este numele arhitectului care a fost însărcinat de țarina Ecaterina a II-a să construiască Tiraspolul și numele lui este numele grădinii publice din acest parc, cu mențiunea că la aniversarea 30 de ani de independență a Republicii Transnistriene, o parte din această grădină publică a fost transformată în parcul țarinei Ecaterina a II-a, a cărei statuie ați văzut-o ceva mai devreme. Liniște și pace în parcul de pe malul Nistrului. Niște milițieni se uită plictisiți la mine cum trec în Parcul Eroilor, unde peisajul devine și mai ireal. Un tank dezafectat se află vis-a-vis de o capelă. Povestea tankului T-34 este una foarte interesantă. Acest tank a lucrat în cel de-al doilea război mondial și a fost alături de ofensiva Rusiei în Ucraina, Moldova și Bulgaria. Abia în Ungaria, în zona lacului Balaton, a fost scos din luptă și apoi a fost transportat aici și expus în Tiraspol. Memorialul Gloriei, cum numesc cei de aici Parcul Eroilor, a fost creat inițial în memoria victimelor celui de-al doilea război mondial, dar au fost incluse ulterior omagii pentru cei căzuți în războiul ruso-afgan și în cel de separare de Republica Moldova dintre 1990 și 1992. În ultimul conflict au murit peste 1000 de persoane și au fost rănite circa 1500. Deși în 1994 a fost semnat un acord cu Moldova ce prevedea retragerea trupelor rusești din Transnistria, acesta nu a fost ratificat de Duma Rusă și nu a fost urmat de nicio retragere. Parcul Memorial al Eroilor a fost inaugurat în anul 1972, în luna februarie, cu ocazia Zilei Armatei Roșii și a Marinei Sovietice. Ajung și la Casa Sovietelor, Parlamentul Transnistriei. Peste tot pe internet am citit că nu este indicat să faci poze de aproape clădirii. Interesantă este și statuia lui Lenin, aflată în fața Parlamentului. Casa Sovietelor ocupă o suprafață de 300 de metri pătrați și aici găsiți peste 200 de birouri. Clădirea cu 4 etaje a fost construită în anii 1950 și a devenit un exemplu clasic al stilului Imperiului Stalinist. Autorii proiectului au folosit elemente ale sistemului clasic de organizare al Franței Napoleoniene și s-au inspirat de la clădirile înalte ale Moscovei. Statuia lui Lenin a fost ridicată aici în 1987, la aniversarea a 70 de ani de la Revoluția din Octombrie și este o copie a unei statui înalte de 19 metri și aflată în Berlin, în Leninplatz. Evidenția din Berlin a fost îndepărtată după 1990. Aici mi se întâmplă o fază foarte dubioasă.
Un nene suspect intră în vorbă cu mine și mă descoase ce părere am despre faptul că pe clădirea guvernului este arborat și steagul Rusiei, pardon, al Federației Ruse, cum mă corectează el sever, dacă știu a cui e statuia, desigur, a lui Tătuca Lenin, și dacă sunt de acord cu războiul din Ucraina. Totul a sezonat cu întrebări despre familie și copii. Mă scuz că sunt grăbit și reușesc să scap de el înainte să dau răspunsuri greșite și să mă trezesc luat pe sus și dus în vreun birou al poliției. Numele orașului vine de la Tiras și Polis, Tiras fiind numele antic al Nistrului și Polis însemnând cetatea, așezarea, adică cetatea de pe râul Nistru. Mașini vechi rusești, simboluri comuniste și declarații de dragoste pentru mama Rusie mă înconjoară din toate părțile. Catedrala ortodoxă cu hramul nașterii Domnului arată foarte frumos. Nu este foarte veche, a fost construită între anii 1998 și 2000 și nu e greu de înțeles că este centrul comunității ortodoxe de aici, din Transnistria. Este Episcopia Tiraspolului și a Dubăsarilor. Peste tot în Transnistria veți întâlni firma Sheriff. Practic, din punct de vedere economic, compania Sheriff domină întreaga țară. Clubul de fotbal Sheriff Tiraspol, de care cu siguranță ați auzit, sunt benzinării Sheriff, supermarketuri Sheriff, schimburi valutare Sheriff, valutare Sheriff și așa mai departe. Practic, tot. În supermarketul Sheriff găsești efectiv de toate, atât produse occidentale cât și rusești. O oază de capitalism într-o țară uitată în nostalgia comunistă. Eram sigur că aici în Transnistria o să găsesc niște chestii importate din Rusia pe care nu le pot găsi în alte părți. Și ce mi-a plăcut foarte mult în Rusia, în afară de ciorba salianca pe care am încercat-o ieri în Chișinău, a fost ciocolata Alionca. A fost dor de ea. Să vedem dacă Alexandra va avea aceeași părere ca și mine. Și aici avem celebra fabrică de băuturi Sfirtase Kvink. Din păcate, poate fi vizitată doar de către grupuri mari de turiști. Nu se acceptă turiști individuali. Și nici nu sunt eu fan alcool.
Fac un ultim popas în parcul Kirov, unde admir mănăstirea Intrarea Maicii Domnului în biserică a Sfântului Pahomie. A venit momentul să caut un autobuz, microbuz, o marșrutcă, ceva, să merg înapoi în Chișinău. Nu prea e mare lucru de văzut pe aici, așa, ca atmosferă, ca tot, dar da, mă așteaptă familia dincolo în Moldova și nici nu vreau să exagerez pe aici. Ajung la gara dezafectată odată cu începutul războiului din Ucraina și văd un microbuz gata de plecare spre Chișinău. Sar în el și odată cu plata celor 65 de ruble pentru bilet, se încheie aventura mea în țara care nu există. Ei, și-am ajuns înapoi în Chișinău. Hai că n-a fost atât de rău. Cam asta este astăzi Transnistria. Azi nu neapărat să merg pentru că știți cum e, nu se știe ce va fi mâine, acum pot vorbi acolo. Am vrut să fiu puțin așa, cam ca în Coreea de Nord, să par un turist mai naiv și în caz că e ceva, eu filmez doar obiectivele turistice. Nu am vrut să filmez pe stres sau chestii mai dubioase. Când venea câte o mașină de poliție, ascundeam telefonul. N-a fost foarte plăcut. Da, ca o experiență americană. Mai bine, pe curând!